Este mult mai ușor să treci prin situațiile dificile din viață dacă faci uneori unele compromisuri. Dar lucru pe care poate nu îl știi este faptul că odată făcut compromisul, ai fost dezbrăcat de puterea pe care o aveai și se poate să nu mai poți sta vreodată vertical față de acele lucruri sau situații. Haideți să ne amintim de un pasaj interesant din Sfintele Scripturi, cel cu Iov, care pierde totul și în mijlocul suferinței lui vine soția sa care îi dă sfatul de a-l blestema pe Dumnezeu pentru a muri și odată cu aceasta scăpând de chinul prin care trecea atunci. În Iov capitolul 2 vedem această întâmplare. Nevastă sa i-a zis, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta, blestemă pe Dumnezeu și mori. Dar Iov i-a răspuns, vorbești ca o femeie nebună, ce? Primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Un alt exemplu biblic al rezistenței față de compromis îl găsim în cartea Daniel, capitolul 3. Aici îi vedem pe cei trei tineri care au refuzat să se închine înaintea chipului de aur al împăratului Nebucadnețar. Chiar că știau foarte bine că pedeapsa pentru cei care nu se închină va fi cuptorul cu foc, ei au preferat mai degrabă să moară decât să facă un compromis și să se închine acelui chip. Oare eu sau tu, ce am fi făcut în locul acestor tineri? Sau mai bine spus, ce ar face acești tineri astăzi în locul nostru, când obrazul lui Iisus este scuipat? Când preferăm mai degrabă să tăcem când vine vorba de a arăta pe față păcatul din societate și uneori chiar dintre frați? Încercările din ultima vreme pentru mulți oameni au fost și un test în privința compromisului. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că vremurile vor fi din ce în ce mai rele pentru cei care vor rămâne credincioși lui Dumnezeu. Pentru cei care nu vor să facă un anume compromis, presiunea va crește și odată cu ea va veni și persecuția. Ce vei face? Este o cântare veche, frumoasă, scrisă de Nicolae Moldoveanu, ale cărei versuri mi-ar plăcea ca cei ce iubesc pe Dumnezeu cu adevărat nu numai să o cânte, ci și să le împlinească. Versurile acestei cântări spun așa, fraților, credința noastră s-o păzim, de pe drumul crucii să nu rătăcim, de pe calea sfântă să nu dăm înapoi, facă Domnul ce-o vrea să facă cu noi. Suntem gata ca să ne jertfim, pentru Domnul chiar și să murim. A noastră cetate nu-i de pe pământ, este sus în ceruri, e la Tatăl Sfânt. Nu ne este frică de niciun dușman, mergem cu îndrăzneală înspre Canaan și în credința noastră stavom neclintiți cu Avram și Iacov, ai noștri părinți. Dacă ne-ar închide ca pe Daniel, ne va scăpa Domnul Sfânt, Emanuel. Chiar în strâmtorare, El va fi cu noi, ne face scăpare din orice nevoie. Alergăm atât de mult în fiecare zi pentru lucrurile acestei lumi, dar știi ce vom lua cu noi când mergem din această lume? Nimic. Tot pentru ce te-ai zbătut va rămâne în urma ta. Te vor urma doar faptele bune sau rele pe care le-ai făcut în această viață. Dacă ai stat vertical și credincios lui Dumnezeu până la sfârșit, fără să faci compromis în această lume, vei fi fericit. Iar dacă uneori ai eșuat, la Dumnezeu mai există astăzi iertare și pentru tine, dacă te întorci cu pocăință. Dumnezeu te primește cu brațele deschise, chiar dacă ai fost un trădător, așa ca și Petru. Nu contează cât de înfricoșători sunt cei care te împing la compromis. Rămâi tare și credincios Domnului și nu te pleca înaintea lor. De partea ta nu este un om, ci este însuși Dumnezeu. Nu-ți fie frică de suferințele care s-ar putea să le înduri, căci Dumnezeu va fi cu tine. Fii tare, nu te teme!